9 și 7 minute, vă salutăm din nou. Culinaria, astăzi ceva absolut special. Da, e, nu e chiar de special, este chiar foarte simplu de făcut. Totuși pentru cine nu tragem știe... pe domnul Zafiu să gătească și el, să depășească faza de omletă și cartofi prăjiți. Cu mămăligă am înțeles că nu se descurcă. Pa nu, mi-e o mămăligă super. Și piure de cartofi. Îți iei de aia instant? Bun, dacă știi nu. Să faci piure de cartofi, atunci... Știu, știu și practic, nu-l dau cu mixerul. Știi să faci jumătate din... Nu dacă mixerul. Știi să faci jumătate din rețeta asta, care se cheamă... Există un tip de gălușcuțe italienești care se cheamă gnocchi. Le știu. Da. Pe care poți să le cumperi de la magazin, proaspete. Cu surprize. Alea uscate. Alea uscate nu le recomand nimănui niciodată, dar sunt proaspete, sunt super ok. Sau poți să-ți faci tu, domnul Zafiu. Gnocchi sunt, de fapt, piure cu făină și cu un ou. Asta înseamnă. Deci, la un kilogram de cartofi, îi fierbi, după care îi pasezi făină și un ou. Unu, două, cel mult. Și faci o cocă din ei, care nu trebuie să lipească de degete, știi, să fie foarte tare, pe care o rulezi așa, cum să zic, șnur, în râmă, groasă. Uh-huh. Și din aia tai niște bucățele. Practic, cât o falangă de la deget, cât un degetar. Ăia sunt gnocchi. Îi lași să odihnească 10 minute, unde e făcut, după care îi pui în apă fiartă. În 2 minute se ridică la suprafață. Uh-huh. Și sunt făcuți. Mor, ca pești. Da, exact. Vom... Bun. Și la chestia asta trebuie să faci un sos. Și uite, îți dau eu o idee de sos, la fel, extrem de simplu de făcut, nu are, cred că are 3 ingrediente cu totul. Te duci și îți cumperi un pachet de gorgonzola de la supermarket. Gorgonzola este o brânză italienească cu mucegai nobil. Și când lumea aude, mulți care aud asta, mă scârbesc. Nu, este foarte bună la sosuri, mai ales. Mai e greu de mâncat altfel, adică nu prea poți să o mănânci pe pâine. Poate că unii o mănâncă pe pâine, eu nu o folosesc decât la sos. Găsești două tipuri de gorgonzola în România, gorgonzola normală și picantă. Îți iei normală, mai cremoasă, dacă ar fi să fie. Îți mai cumperi și o cutiuță de nuci, sau poți să le iei de la piață dacă sunt. Și îți mai trebuie ceea ce italienii numesc pancetta. Noi putem să folosim și Kaiser, adică Kaiser un pic afumat, pe care îl tai bucățele mici. Și începe așa, într-o tigaie cu o margine, dacă o să ai și un sos acolo, cu o margine ceva mai înaltă, rumenești un pic nucile. Important asta. Le eliberează uleiurile esențiale, devin mai bune. Scoți nucile, le pui deoparte, în aceeași tigaie pui bucățele de pancetta, pe care le rumenești și pe alea. După care, la fel, scoți panceta deoparte și vezi tu dacă scoți panceta sau kaiserul deoparte și vezi cât ulei a lăsat. Dacă a lăsat foarte multă untură, mai scoți un pic din untura aia. Și după aia, în acea tigaie, la foc mai mic, topești gorgonzola. Pui gorgonzola înăuntru, poți să adaugi ca să fie puțin mai lichidă. Poți să pui puțin lapte, de exemplu. Sau... sau... Suspină Luca. Da. Puțină smântânică, de exemplu. Mai poți să mai adaugi niște parmezan ras, dacă vrei. Poți să faci o combinație, dar sosul de bază de brânză este gorgonzola. Da? Și când ai făcut sosul respectiv, doar un pic trebuie să fiarbă. Pui înăuntru ce ai făcut. Gnocchi și nucile. Amesteci nițel, pui în farfurie și pe deasupra pui panceta, mă rog, kaiserul, șunca, costița pe care ai rumenit-o înainte. Și asta e tot. Și la asta poți să mai adaugi niște mirodenii. Ce îți place ție? Piper, poate un pic de peperoncino, adică fulgi de ardei iute ca să dea un pic de strălucire. Boabe de piper roșu. Da. Spun că merg bombă. Da. Piperul roșu e... foarte mișto în combinația asta cu gorgonzola. S-ar putea să meargă. Dar să-l lași boabe, să crânțăne. Da. Adi, nașul Adi Hădeală a intrat o dată de piper și a zis nu pui boabe de piper roșu, roz, mă rog, era într-o... Uh-huh. Pentru că au gustul ăla roz nasol. Și mi-a rămas în cap asta că boabele de piper roz au gustul roz nasol. Lui nu-i plac. Dar dacă îți plac, ok. Am încercat... Cel mai mult îmi place piperul verde. Da. La crânțănit. Uh-huh. Și al doilea este. Da. Deci gnocchi cu gorgonzola, cu nuci și cu șuncă. Pare simplu. În 10 minute ai făcut, 2 minute ca să-ți fiarbă. Și nu te chinui, hai, nu te chinui să faci gnocchi. Pur și simplu, du-te și ia-ți, dar gnocchi proaspeți. Se găsesc la magazin în punguță și este și foarte sățios. Deci mănânci dintr-o punguță, de-aia să nu încerci să mănânci mai mult de jumătate. Că... Că îngrașă. E, îngrașă. Eu de-aia nu mănânc niciodată. Da. Serios, și pâine și cartofi.
Nenorocire. Și ou. Bașca. Tradiționalul... Da. Poftă bună. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Voi știți